Bine v-am găsit la cheia zilei, sunt Neil Schnecker, avem o ediție eveniment în care vom analiza principalele informații și imagini ale momentului. A fost scandal uriaș astăzi în Parlament, vă aduc imaginile zilei și vă spun adevăratul motiv al bătăii. Vă prezint și planul de la Cotroceni și am primit dezvăluiri incendiare înainte de alegeri. Veți vedea că Marcel Ciolacu a fost primit ca un sultan la Ankara și vă arăt ce a obținut premierul de la președintele Turciei. Am și detalii de la protestul angajaților Parlamentului pentru salarii mai mari și vă spun de ce vom avea taxe și impozite mărite, dar și ce vor suporta românii după alegeri. La 818 zile de război vă dau informații de la convorbirea telefonică dintre președintele Klaus Iohannis și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Vă arăt care este implicarea României și ce a promis Iohannis în contextul în care Zelensky a spus că este un moment dificil pentru Ucraina și situația de pe front este critică. Vă prezint și românca magistrată care îi decide soarta lui Benjamin Netanyahu și vă aduc ultimele imagini de la funeraliile președintelui mort în elicopterul prăbușit. Toate acestea într-o ediție eveniment a cheii zilei care începe chiar acum. Sare la bătaie, dacă în jur te taie, pe față te taie, te taie, hai zi vrei bătaie, o da o e. Bătaie, bătaie, încă o vână taie, fără teamă, nici chiar de bârnaie. Bătaie, bătaie, încă o vână taie. Protagoniști Dan Vâlceanu și cu Florin Roman. Dan Vâlceanu îl mușcă de nas. Bă, oameni buni, de nas. L-a mușcat de nas pe Florin Roman. O fi o chestie cu Pinocchio, o fi o chestie cu, domne, să nu-ți crească nasul, nu știu care a fost treaba. Dar uite, ia uite-l, bă, dar se înfige în el. Adică cu atâta poftă n-am mai văzut. Nu e că, domne, să-i dau acolo la... Că așa să da e una. Dar cu câtă poftă se bagă în nasul omului. Foarte, da. De râsul plânsul. E totuși de menționat că aceste imagini vin de pe camerele de supraveghere. De unde? Din Parlamentul României. Instituția statului român. Acolo, da, zici că vrea vorba lui Vali, producătorul meu, ci că vrea să-l pupe. Zici că vrea să-l sărute și ăla nu se lasă, dar de fapt nu-l sărută. Așa este, Vali. Exact cum făceam cu fetele în liceu, nu mai e corect. Nu e politic corect, dar așa făceam cu fetele în liceu, le înghesuiam în colț. Și acolo le pupam volenț-nolenț. Acum nu mai e voie, gata, acum politic incorrect. Dar oricum, știm că l-a mușcat de nas. De unde știm că nu l-a pupat, ci l-a luat nasul? Pentru că, nu-i așa, s-a dus domnul Roman, s-a dus la INML să își arate rănile de la nas. De acolo, de unde l-a mușcat, probabil că au luat și un mulaj de dinți, că am înțeles că după ce ies rezultatele, domnul Roman vrea să-l dea, să facă plângere penală împotriva domnului Vâlceanu. Colegul meu sau cine știe, colega mea Bianca Ogacă a urmărit exact cum s-au mușcat ei pe acolo. Așa, Bianca, a fost o scenă de groază. Bun găsit! Am găsit tuturor, un adevărat scandal s-a iscat astăzi aici în Parlament, iar totul ar fi pornit după ce deputatul PNL Florin Roman i-ar fi reproșat lui Dan Vâlceanu în legătură cu prezența acestuia în băncile grupului parlamentar PNL din plenul Camerei Deputaților, asta în contextul în care Vâlceanu a fost exclus din acest grup parlamentar în urmă cu ceva timp. A urmat apoi o altercație verbală, cei doi politicieni și-au aruncat cuvinte grele, după care au decis să meargă pe holul Parlamentului pentru a-și încheia socotelile. Din imaginile surprinse de pe camerele de supraveghere se poate observa cum Dan Vâlceanu
Ciobanu îl ia de gât pe Florin Roman, iar în acest context Roman susține că a fost lovit cu piciorul de către Dan Vâlceanu direct în față, moment în care i s-a provocat o rană destul de serioasă la nas. Susținea în acest sens Florin Roman că Dan Vâlceanu era de nerecunoscut și că practic nu se aștepta la un asemenea comportament din partea acestuia, ba mai mult dă de înțeles Florin Roman că Dan Vâlceanu s-ar fi putut afla sub influența substanțelor interzise, drept urmare vrea Florin Roman ca Dan Vâlceanu să facă un test pentru droguri. Foarte important de precizat este faptul că imediat după incident, deputatul PNL Florin Roman a mers la sediul INML pentru a-și scoate un certificat medico-legal. Este hotărât totodată să depună o plângere penală la parchetul general împotriva lui Dan Vâlceanu pentru agresiune. Totodată trebuie să menționăm faptul că până în momentul de față Dan Vâlceanu nu a dorit să comenteze acest incident. De altfel și Parlamentul a venit cu primele sancțiuni pentru Dan Vâlceanu. Iată, pentru 6 luni acesta din urmă va încasa doar jumătate din indemnizația de parlamentar și de asemenea va avea voie să vorbească în plen doar 10 secunde timp de 3 luni. Da, 10 secunde timp de 3 luni, Bianca, adică o să zic că eu nu mai vreau decât să mușc nasul. Atât mai apucă să spună, altceva nu mai. Nu poți decât, îmi pare rău, știu că, domne, sunt alții care ar trebui așa făcută știrea asta cu morg, domne, dar e inadmisibil așa ceva în Parlament, domne, dar nu se poate așa, domne, nu pot, îmi pare rău, nu pot să fac asta pentru că dacă mă ia cu cap și atunci prefer să o iau pe râs, pe la mișto, pe smardoială, că altfel nu pot să o înțeleg. Deci, încă o dată, vă mai dau un element. Nu doar Parlamentul, amândoi foști miniștri. Domnule, suntem bine la cap? Nu contează, e adevărat, vorba lui Vali, vom am doar câteva ore, dar nu contează. Amândoi miniștri, foști miniștri, da? Alături de mine astăzi, Virgil Popescu, candidat PNL la primăria Drobeta Turnul Severin, bună seara! Bună seara! Sarmiza Andronic, analist politic, bun găsit! Bună seara, mulțumesc! Și Ionel Dancă, candidat Forța Dreptei pentru Parlamentul European. Bună seara! Bună seara, candidat la președinția Consiliului Județean Ilfov. Da, bună seara, mulțumesc pentru invitație. Adică și? Păi trebuie să existe o reprezentare corectă și pe lista la europarlamentare pentru linia ideologică a Partidului Forța Dreptei. Așa, și candidat la CJ Ilfov. Am înțeles, perfect. Și domnul Popescu, candidat și dumneavoastră la europarlamentare. Ca să fim acum... Sarmiza, candidăm și noi la ceva, nu. Ne ducem la o cafea, nu, dar suntem foarte atenți la ce se întâmplă în campanie. Nu, ziceam să candidăm și noi, ca să fim și noi în temă, că atâția candidați sunt jurul nostru, dar nu mai știu pe unde să o iau. Domnul Popescu, aș începe cu dumneavoastră, nu de alta, dar Dan Vâlceanu e oltean, neastră oltean, și mă gândesc, domnule, știu că în Oltenia sunteți mai așa cu sângele clocotind, și dumneavoastră tot așa mușcați de nas, vă luați la smardoială, adică asta este, așa se face campania oltenească? E, nu, e departe de a vorbi de un comportament normal. Îl cunosc pe Dan, dar mi se pare ceva ciudat ceea ce s-a întâmplat. Eu nu l-am văzut și niciodată. Și eu cunosc, trebuie să recunosc. De nipostaze de genul acesta, e grav dacă se întâmplă în Parlament așa ceva. Să nu uităm că au încercat un domn Simion, dacă vă aduceți aminte. Dar nu s-a ajuns la nivelul acesta, iar eu ca oltean totuși... Nu, s-a băgat aproape nas în nas, dar nu m-a luat de nas. Nu, e adevărat, nu m-a luat de nas, dar aici campania în Oltenia, în Turnul Severin, nu este chiar de... E mai mult de idee aici, deci nu, pentru că avem probleme
foarte grave, adică după 8 ani de zile să nu ai o rețea de gaze în Drobeta, Turnul Severin, să te încălzești tot la mila guvernului cu niște păcură de, din anii 90, pe niște instalații din anii 90, adică nu s-a făcut absolut. Păi acolo nu era încălzirea, nu era încălzirea acolo cu ăia de la apa grea, știu că ei dădeau apă sau ce dădeau pe acolo. Așa este și în 2014 guvernul de atunci a falimentat regia de activități nucleare. Acum încercăm să redeschidem apa grea cu partenerii canadieni, cu Nuclear Electrica, dar fără, nu mai vorbim de încălzirea orașului care este închisă, orașul în momentul de față se încălzește cu niște cazane care erau de rezervă, care fac pur și simplu încălzire pe păcură. Foarte complicat, foarte complicat. Aș fi tentat să vă zic, domnule, dumneavoastră stați mai mult la București, dar problema e că ești la București, nu prea aveți cu ce vă încălzi, că nici aici nu merge căldura, așa că... Nu, eu, pe undeva, eu, nici colo, nici colo. Pentru pe undeva 4 ani la București, ca ministru, a trebuit să explic colegilor din guvern an de an că trebuie să le dăm subvenții, să-i dăm subvenții primarului ca să nu fie Severine în fric, dar nu ne așteptam ca 8 ani de zile de primărie să nu dezvolte rețeaua de distribuție care în momentul de față este la nivelul unei o treimi din oraș. 10.000 de apartamente din 30.000 sunt alimentate cu gaz în momentul de față. Este ceva, cred că este în singurul municipiu din România care nu are o rețea de gaze rezolvată până în acest moment. De aceea mesajul este foarte clar. Într-un an de zile... Eu zic că până la urmă acum v-a dat Dan Vâlceanu rețeta, acum știți cum se face treaba oltenește, vă duceți frumos să-i luați de nas. Hap! Și gata, ce să mai... Dacă tot... presupun că dacă au tot promis și tot n-au făcut, înseamnă că e și nasul așa mai lung și aveți de ce apuca, adică e mai... Exact, mai cărnos, așa. E nas de Pinocchio, de asta așa, de Pinocchio, așa, din 4 în 4 ani. Da, mă scuzați că vă întrerup, avem o informație de ultim moment, îmi spune Vali, dosarul 2 mai, acela cu Pascu, breaking news. Dosarul 2 mai, acela cu Pascu, cu copiii omorâți, se reia de la zero la Mangalia, judecătoarea după lupte seculare s-a recuzat. Antonia Ispas are toate detaliile. Bun găsit, Antonia! Bună seara! Nici nu poate fi numit de dosar acest dosar, pentru că mai mult au fost contestații pe el decât o s-a judecat pe fond, însă vă dau informație de ultimă oră. Astăzi, judecătoria Mangalia a admis cererea uneia dintre familiile studenților omorâți cu mașina de Vlad Matei Pascu de a o recuza pe această judecătoare din dosar. Decizia a fost luată chiar de colegii judecătoarei din Mangalia, cei care anterior au refuzat să admită aceeași cerere care fusese făcută de o altă familie și de asemenea au refuzat să-i permită judecătoare să se abțină în acest dosar. Iată o decizie care vine în aceea zi în care CSM a anunțat că judecătoarea în cauză se transferă la Constanța. Ce înseamnă acest lucru pentru acest dosar? Înseamnă că odată ce judecătoarea a fost recuzată, acest dosar se va lua de la capăt cu un alt judecător. Da, special pentru domnul Popescu că l-ați menționat pe George Simion, n-am rezistat și atunci, uite, v-am scos o treabă. Știți că domnul Simion se raliază la orice protest, susține orice mișcare împotrivă. Iată, să vedeți cum mi se explică utilitatea acestor mișcări împotrivă. Mă declar solidar cu protestul lucrătorilor din domeniul... Aici George Simion, tu în afară de a declara multe, tu te declari solidar. Băi frate, noi vrem să vedem în Parlament cum te duci și propui proiecte de lege, nu să fii solidar. Solidar suntem noi, între noi. Că noi ne ducem zilele greu, nu tu. Dacă vrei să faci ceva, du-te aia frate în Parlament. Că acolo ți-e locul de muncă. Și vină cu propuneri de legi ca să vedem dacă într-adevăr ai voință să faci ceva. Că așa ne-am săturat de tine până peste cap. Toată ziua ai umplut mass media numai cu mesaje, frate. Și în Parlament votez cu PSD și PNL. Da. Domnule Dancă, ca să spun așa, ceea ce propune opoziția este întotdeauna un lucru bun, pentru că noi așa ținem cu poporul.
Dar uite că poporul uneori zice, dom'le, auzi, mai ușor cu ținutul. Da, Nils, foarte bună intervenția de mai devreme a cetățeanului revoltat împotriva unor mesaje sterile ale unei opoziții false, pentru că așa este. AUR este opoziția inventată de coaliția PSD-PNL și au construit nu numai un sistem de putere în România, liste comune, candidați unici și așa mai departe, la Consiliul Județean Ilfov, practic, nu s-au comasat două partide, PNL și PSD, s-au comasat două mafii, mafia PSD și PNL, condusă de clanul Pandele Hubert, vă amintiți, a zilele groazei. Deci, nu numai că această coaliție și-a construit propriul sistem de putere și îl controlează cu toată forța, și-au construit și opoziție, opoziția AUR. Dar dacă ne uităm într-adevăr ce se întâmplă în Parlament, este o opoziție de fațadă, este doar circ ieftin și nimic concret, da, nimic concret în ceea ce înseamnă proiecte legislative, adică, și voturile în Parlament. Până la urmă, ca să poți să faci ceva în Parlament, place, nu place, trebuie să te unești cu cineva. Voi sunteți împreună în opoziție, dar văd că sunteți opoziție în opoziție, ca să zic așa. E bine, nu poți să te aliezi cu oricine. Deci, în momentul de față, sigur că la moțiunile simple pe care le-am depus împotriva multor miniștri care trebuiau de mult să plece acasă, noi am cerut vot liber din partea tuturor colegilor parlamentari, dar evident că fiecare vrea să-și susțină propria moțiune. Scuze-mă, dar trebuie să te întrerup și pe tine, cum l-am întrerupt și pe Virgil Popescu. A mai dat un breaking news peste noi, îmi zice Vali că mai avem unul, bene. Godei, cel cu patronul de la zilele groazei, a fost trimis în judecată. Colega mea, Cristina Mihăilescu, are detaliile. Cristina, bun găsit! Bună seara, Nils! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ambii frații Godei au fost trimiși în judecată în dosarul privind azilele groazei. De fapt, 20 de inculpați sunt trimiși în judecată în acest dosar. Vorbim despre angajați ai azilelor, patroni și, de asemenea, angajați ai diferitelor instituții care, practic, i-au ajutat pe aceștia să facă treaba murdară. Ei bine, știm că în cazul fraților Godei spun anchetatorii că aceștia sunt acuzați de faptul că bătrânele din acele azile ale groazei au fost practic exploatați prin muncă forțată, de asemenea au fost agresați prin fapte de violență fizică, prin lipsire de hrană suficientă și adecvată, de altfel prin neadministrarea tratamentelor, prin lipsa îngrijirii și igienii, și știm foarte bine că frații Godei sunt cercetați și pentru faptul că ar fi furat practic prin anumite documente false și apartamentele unor bătrâni. Așadar, aceștia au fost trimiși în judecată, se împlinește iată aproape un an de la momentul în care a izbucnit acest scandal privind azilele groazei și majoritatea problemelor au fost găsite în zona Ilfov, mai exact în Voluntari. Marcel Ciolacu, vizită oficială în Turcia, după părerea mea, vizită prezidențială. Vorbim imediat de acest subiect, dar momentan mergem la colegul meu, Mădălin Puiu, pentru că știe toate dedesubturile acestei vizite și mai ales ce a obținut Marcel Ciolacu de la Recep Tayyip Erdoğan. Bun găsit, Mădălin, te ascultăm.
Bun găsit tuturor. Premierul Marcel Ciolacu este în aceste zile în Turcia, o vizită pe care premierul o face acolo. Ei bine, Marcel Ciolacu a fost primit chiar de către președintele turc Recep Tayyip Erdogan în contextul vizitei pe care acesta a avut-o. O decizie extremă de importantă care a fost luată la nivelul președinției turce este că românii pot intra de la data de 1 iunie pe teritoriul Turciei doar cu buletinul fără viză și nu cu un pașaport de identitate, așa cum se întâmplă în momentul de față. Totul se întâmplă în contextul în care Turcia a refuzat România în ceea ce privește funcția de secretar general al NATO. Ei bine, știm foarte bine, președintele Klaus Iohannis în momentul de față își dorește să ajungă secretar general al NATO. Ei bine, în momentul de față Turcia îl va susține pe Mark Rutte la această funcție înaltă din cadrul Alianței Nord-Atlantice. Urmează noi negocieri care se vor purta pe acest subiect. Cert este că această vizită a premierului Marcel Ciolacu vine și în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Știm foarte bine, în momentul de față, Turcia reprezintă un pilon de stabilitate în Orientul Mijlociu și în ceea ce se întâmplă acolo în prezent. Da, mulțumesc, Mădălin Sarmiza. Am văzut imaginile în direct când se desfășura primirea și mă gândeam în momentul acela, apropo de smardoiala din Parlament, zic, băi, i-a dat Ciolacu o smetie lui Iohannis, dă de-abia o mai duce Iohannis smetia asta. Adică Iohannis s-a întâlnit cu vicepreședintele Turciei, în timp ce Erdogan în aceea zi se întâlnea cu Rutte, Rutte la Ankara, da, și susținea pe Rutte. Și la nici două săptămâni după, trei săptămâni, se duce Marcel Ciolacu al nostru și se întâlnește și este primit de președinte, nu de premier, deci nu de omologul lui, de președinte, cu gardă de onoare, adică în alte cuvinte, eu am văzut acolo o vizită prezidențială așa, clar. Îmi place asta cu mardoiala, cum îi spui tu, deși nu e un termen care să mi se potrivească mie, însă să știi că nu-i puțin lucru. Faptul că Marcel Ciolacu... Lasă-o la mine că-s băiat. Faptul că Marcel Ciolacu s-a dus acolo la invitația președintelui Erdogan, nu-i tot una. Una este să se autoinvite sau să ceară să-l vadă pe președinte și alta este să-l invite președintele Turciei. Într-adevăr, este o lovitură de imagine foarte dură la adresa lui Klaus Iohannis, pentru că exact la asta mă gândeam, cum Mark Rutte îl vizita pe Erdogan și vicepreședintele îl vedea pe Klaus Iohannis. Ca dovadă că a și ieșit câștigător Mark Rutte din această bătălie. Însă nici povestea cu... Stai, că nu s-a terminat nici jocul lui Iohannis. Haide, nu cred că spui asta. Nu cred că spui asta. Bă, bune, serios. Eu chiar cred... Uite, eu nu cred. Eu nu cred decât în ziua în care nu va mai fi. Eu chiar cred că Iohannis mai are cărți în mânecă. Cred că sunt foarte slabe, având în vedere totuși că cele mai puternice state și-au spus punctul de vedere. E greu să crezi că Statele Unite își retrag cuvântul și spun nu-l mai susținem pe Rutte, îl susținem pe Iohannis. Nu, la NATO nu. La NATO nu, scuză-mă. Și Franța, și Marea Britanie. La NATO s-a terminat. Eu vorbesc apropo că tot pleacă pe un post bun. Asta este altceva. Asta este altceva. La asta mă refer. Eu știu doar un lucru, văd un lucru foarte clar, că președintele Iohannis abia așteaptă să plece din țară, nu va face mare brânză pentru România, cum n-a făcut nici până acum, însă vreau să spun că și chestiunea asta cu buletinul... Păi n-ai de ce să mă contrazici, că dacă el de aici n-a făcut... Te contrazic pentru că nu sunt de acord cu voi cei care susțineți că politica externă dusă de către Iohannis nu a fost valoroasă pentru noi. Eu susțin că politica externă dusă de el, vizitele făcute de el, chiar dacă nu s-a dus cum mi-aș fi dorit, cu un munte de investitori și de antreprenori și de oameni de afaceri după el, cum fac alți președinți, din punct de vedere al relațiilor României, după părerea mea, a pus România foarte sus. Sunt cu tine de acord pe un singur punct. A făcut într-adevăr pentru Ucraina foarte mult. Amintește-ți că a fost acolo și dacă vrei să-i mai dăm să reamintim o lovitură de imagine pe care Zelenski a dat-o lui Iohannis, îți reamintesc că a fost împreună cu Olaf Scholz acolo și cu Macron și președintele Zelenski cu cei trei de față, respectiv Iohannis, Scholz și Macron, le-a mulțumit doar celorlalți doi, nu și președintelui nostru. Ori, dacă tu spui că asta este o chestiune de laudă, asta este, iartă-mă, da. Nu uit informațiile. Întotdeauna
pot să găsesc întotdeauna nod în papura oricui, eu susțin că per total de-aia merită o funcție internațională, pentru că și-a făcut treaba internațională. Pe persoană fizică merită. În țară. Pe persoană fizică merită. Stai puțin, păi dar nu, dar Claus Iohannis nu s-a auzit niciodată pe persoană fizică. Nu ba fix pe persoană fizică. Ziua, dar hai să nu ne certăm pe asta și hai să spunem... Eu sunt președintele Republicii România. Nu, hai să spunem ce a făcut Marcel Ciolacu, da? Că aici putem să ne contrazicem, dacă vrei mă inviți odată și vorbim o oră numai despre Iohannis. Hai cu Marcel Ciolacu. Hai cu Marcel Ciolacu, uite chestiunea asta cu buletinul, că poți să intri tu ca român în Turcia doar cu buletinul, să știi că nu e puțin lucru, pentru că totuși românii au foarte multe familii. Care e valoarea? Sunt mulți români care au familii în Turcia și care fac drumul ăsta destul de des. Gândește-te la românii care merg în Turcia, care iubesc Turcia. Iartă-mă, nu se duc oricum cu pașaportul, n-au oricum pașaport. Plătesc taxe. Adică nu se duce țața floarea, că n-ai ieșit niciodată din țară, să apucă să ducă cu buletinul la Istanbul. Plătesc taxe de viză, de ce ești rău? Dacă tot vrei să iei apărarea lui Iohannis, ia-i de data asta și lui Marcel Ciolacu. Că Iohannis n-a făcut mai mult decât a făcut Marcel Ciolacu, crede-mă. Hai că vă că și valii pe puține cu tine, că tot așa, că e mare chestie cu buletinul. Mie unul nu mi se pare, dar vrea vreunul... Uite, am înțeles. Tu zici, Vali zice că, domne, vara nu mai stai să-ți scoți pașaportul. Foarte adevărat. Sunt foarte de acord cu Vali. Virgil Popescu, văd că vrea să intervină. O secundă. Între România și Turcia nu există viză. Românii pot merge în Turcia fără viză, deci nu vorbim de taxe de viză. Doi, ca un om care am fost în interiorul sistemului, interiorul unui minister, lucrurile ăștia sunt făcute într-un trio, ministru de externe, premier, președinte. Niciodată fără acest trio lucrurile nu se fac. Și în al treilea rând, când s-a dus domnul Ciolacu acolo, lucrurile erau deja aici s-ar putea... Eu înțeleg că îi luăm apărarea lui Claus Iohannis și eu i-am luat până acum apărarea, dar aici, de exemplu, nu eu mai iau. Asta a fost foarte clar făcută de Ciolacu, că dacă era să fie, o făcea fie vicepreședintele când a fost aici, fie se găsea... Nu, asta a fost făcută special pentru Marcel Ciolacu, servită Bobo. O fi fost servită pentru domnul Ciolacu, dar e făcută de ministrul de externe între ei. A fost finalizată atunci. Nils, aici nu e vorba doar de o smetie dată lui Iohannis, e vorba și de o smetie dată PNL-ului. În momentul de față, Ciolacu a ocupat toată scena politică. PNL-ul e breloc la partidul Ciolacu. Nu mai are niciun cuvânt de spus. Hai, suntem de acord. Nu mai are niciun cuvânt de spus, iar asta este clar. Ceea ce a făcut acum Ciolacu a fost clar o demonstrație pe ce fir, pe ce canale, n-am de unde să știu, de forță. Păi dacă te uitai cu atenție, dacă te-ai uitat cu atenție la toată linia aia de premieri, ai fi văzut cine era la final. La final era Victor Ponta, care când a ajuns Erdoğan în fața lui să dea mâna, a avut un schimb foarte, foarte prietenos. E posibil. Apropo, salut, prietene, dar... ce mai faci? Este și prietenii posibil. Contează în politică, cel mai mult. Este posibil, dar pe mine, unul ca un fost membru al Partidului Național Liberal, mă doare să văd că nu mai contează Partidul Național Liberal nici la președinție, nici la guvernare și pur și simplu s-a predat cu totul PSD-ului și ce se întâmplă acum în campanie, auzeam mai devreme și pe fostul meu coleg Virgil la Mehediț, e departe de ceea ce așteptau. El nu e încălecat. Ionele, el nu este încălecat. El din contră. El este la baionetă, luptă la baionetă cu PSD-ul în Mehedinți. Da, dar, nu? Cum te poți lupta la baionetă cu PSD-ul după ce tocmai el a spus 4 ani de zile i-a dat subvenții primarului, el ca ministru al energiei. Hai să nu vedem. Hai să lupă călim oamenii. Iar tu ca ministru al energiei, Virgil, cu tot respectul, că am fost colegi chiar și în 2020, în guvernul din 2020, să te plângi acum că nu există rețea de gaze la Rodrobeta, Turnul Severin, când extinderea rețelelor de gaze era în programul nostru de guvernare, era programul Partidului Național Liberal cu care am făcut campanie printre oameni și după 4 ani să vii ca ministru al energiei să te plângi că nu există rețea de gaze la Rodrobeta, Turnul Severin. Stai tata să-ți dea și replica, că n-apucă să zică că e pe video el. Deci eu sunt interesat. Lasă-l să zică și el, hai. Nu fie rău. Ok, Ionel, de acord.
Ionel, înțeleg că ești apropiat de PSD. Pot să înțeleg. Dacă ministrul al energiei apropiat de PSD, primar, apropiat de PSD, de unde ai scos-o pe asta, Virgil? Ionel, îmi place de tine. Ești avocatul PSD-ului. Bravo. Păi cu ce sunt avocatul PSD-ului? Că mă lupt aici cu Hubert și cei 40 de foți. Deci eu mă lupt la Ilfov, Hubert are toți cei 40 de primari, da? Hubert și cei 40 de voți, mă lupt cu ei toți aici de unul singur, cu Alianța Dreapta Unită și spui că sunt avocatul PSD-ului aici și au împărțit. Deci așa de puternici secret, au făcut listă comună la Consiliul Județean cu candidat unic, de teama cui? De teama Alianței Dreapta Unită, de teama lui Ionel Dancă, Hubert și cei 40 de voți? Să mă lase Denil să spun exact cine sunt colegii lui din Dreapta Unită. Vicepreședinta Consiliului Județean, un consilier PMP, ținut în funcție de PSD, îl contracandidează pe președintele CJ. Asta este opoziție? Președintele la municipiu, fostul primar PSD, Gherghe, care a mers de mână cu actualul primar. Vezi, Virgil? Asta e opoziție, mă? Păi și vezi, asta Virgil, cine face jocurile? Cine face jocurile PSD-ului? Cine este iepure la drobeta turnul Severin? Tu sau Alianța Dreapta Unită? Cine face jocurile PSD-ului? Vorbim pe data de 10 iunie să vedem cine a fost iepure în drobeta turnul Severin. Asta faci, Ionel. Da. Ia acolo, ești public și spune că dezavuiezi că președinta PMP-ului, care e în funcție ținută de un singur vot al ei, ținută în funcție de președinte al Consiliului Județean, îl contracandidează președintele Consiliului Județean. Pe bune? Asta e de formă, candidatul. Perfect. De bani vorbim? Băgăm și ceva cu banii? Zicem ceva și de banii românilor? Că, de exemplu, mă gândesc că i-am văzut pe angajații aia din Parlament în timp ce Vâlceanu și cu Roman se luau de nas, am văzut angajații din Parlament care practic au ieșit și au zis: dom'le, noi facem protest că salariile noastre sunt mai mici decât măturătoarea de la Ministerul Energiei. Nu se poate așa ceva. Vrem și noi salarii ca lumea. Și au ieșit la protest. Ia priviți! Și bibliotecarii și muzeografii că și ei vor salarii și culmea este că guvernul va da, că de an electoral trebuie să dai, n-ai încotro, toată lumea știe că ăla e momentul cel mai bun de făcut protest, că atunci tot iei ceva, nu iei tot ce vrei, dar tot iei ceva. Problema este de unde iei. Nu-mi ziceți că nu sunt bani. Bani sunt, problema este de unde vin banii. Dă-n împrumuturi. Colegul meu Dragoș Bistriceanu ne explică însă că la anul vin de la noi din taxe și impozite. Bun găsit, Dragoș! Bun găsit, stimați telespectatori! În primul și în primul rând trebuie să vă spunem care este realitatea pe care momentan politicienii vă ascund. Și anume faptul că discutăm deja despre un deficit bugetar record. Ce înseamnă asta? Înseamnă că statul cheltuie mai mult decât încasează. De ce este un deficit bugetar record? Pentru că a depășit 35 de miliarde de lei doar în primele 3 luni ale acestui an, stimați telespectatori, ceea ce înseamnă peste 2% din PIB. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că guvernul s-a angajat în mai multe cheltuieli, în sensul în care a promis o serie de creșteri de salarii, s-a înhămat în acea creștere de pensii, însă asta va avea un cost foarte mare în anul 2025, stimați telespectatori. Sunt analizate mai multe scenarii pe care, într-adevăr, se feresc să vi le spună și asta, aceste scenarii se referă cu toate la aceste creșteri de taxe și impozite, stimați telespectatori. Este o chestiune pe care România și-a angajat-o de altfel, inclusiv prin PNRR. Ce înseamnă aceste creșteri de taxe? Se ia în calcul varianta creșterii TVA-ului, pe de-o parte. Pe de altă parte, să plătiți mai mult acele impozite pe venit, stimați telespectatori, acele taxe pe proprietăți și multe și multe alte variante pe care le iau în calcul guvernanții, pentru că, trebuie să o spunem foarte clar, nu putem la nesfârșit să mergem în această variantă pe care o vedem în aceste momente, adică împrumuturi la dobânzi foarte mari, care ne vor costa tot pe noi și ne vor îndatora pentru urmă.
următoarele decenii. Este o realitate, sunt scenarii analizate inclusiv la Ministerul de Finanțe. BNR-ul transmite foarte clar acest mesaj. Nu s-a redus acea dobândă cheie, ceea ce înseamnă că inclusiv ratele vor rămâne ridicate. Urmează o perioadă dificilă pentru români, chiar cu salarii înghețate, pentru că se poate ajunge și acolo. Și asta pentru că am văzut cu toții, cheltuielile au crescut foarte mult, iar încasările nu s-au ridicat la același standard. Da, mulțumesc foarte mult, Dragoș. Domnule Popescu, știu că acea ordonanță ticăloșită din noiembrie, cum o numește Bogdan Chiriac, n-ați făcut decât să măriți fiscalitatea. Anul ăsta, bă, că-i pace, cu toate că ați făcut-o de la 1 ianuarie, dar la anul n-aveți încotro. Trebuie să măriți taxe, că n-aveți de unde să luați bani. Iar la colectare nu mai vorbesc, că stați nemaipomenit. Dacă vorbim de salarii, da. Există salarii la un nivel mic în România și un exemplu, cred că mai elocvent decât Parlamentul, este primăria Drobeta Turnu-Severin. Deci oamenii ăștia, eu nu știu cum de pot trăi cu salariul minim pe economie. Deci de fiecare dată când au fost reașezări de salarii, primarul le-a dat în jos, nu le-a dat în sus. Mai am puțin și aștept și vom vedea și veți veni să filmați o grevă în primăria Severin, pentru că chiar sunt prost plătiți. Majoritatea sunt și anumite doamne puse pe funcții de conducere, aduse de către domnul primar, care cu adevărat sunt șefi. Păi și ce faceți? Măriți taxele și impozitele locale? Nu, sub nicio formă. Deci asta ne-am spus de fiecare dată. Iertați-mă, dar eu tot întreb același lucru. De unde vin banii? De unde? Căci deficitul, indiferent că vorbim de deficit local sau de deficitul bugetului mare, deficitul, până la urmă, trebuie acoperit. Adică nu pot să mă duc cu el cum a făcut Grecia să ajung la 200% rată de împrumut. Suntem la 50%, slavă Domnului, dar hai să nu abuzăm. Este o linie roșie, cota unică. Tocmai au depus colegii mei în Parlament un proiect de lege prin care pe 10 ani... Am înțeles toate astea. Nu mi-ați... Eu întreb un lucru. Nu, pe mine nu de unde tăiați. De unde puneți? Mai puțin de la mai mulți. O colectare mai bună, cu cotă unică menținută... Păi... Asta cu colectarea bună, domnule Popescu, iertați-mă, dar o aud de foarte mulți ani și reprezintă o temă de campanie de foarte mulți ani. Efectiv, nu înțeleg cum o să faceți asta. Vorbim de digitalizare. Atâta timp când nu avem un aparat digital, este greu să facem colectare bună. Dacă avem digitalizarea ANAP... Deci cine se opune la digitalizare? Că aveți ministrul de finanțe. Păi am văzut la ministrii de finanțe până acum, în ultimii 10 ani de zile, care au tot făcut digitalizarea. Abia a început acum digitalizarea. Toți zic că încep. Deci nu, s-a început acum 10 ani și tot s-a făcut. Fiecare ministru spune că începe el digitalizarea și tot încep de la capăt. Cere schimb impozitele și taxele pe pariu? Uite, eu fac pariu aici cu Cico că la anul nu aveți altă soluție decât mărirea de taxe și impozite. Nu există dacă rămân la guvernare PSD și PNL, PNL e clar, a dispărut din peisaj, e clar că se vor mări taxele. Deci soluția să nu se mărească taxele este dreapta unită la anul la guvernare. Nici pentru că, unită, pentru nu, că să... nu, e adevărat, nu, nu e adevărat, noi ne-am respectat întotdeauna programul de guvernare, da? Deci cei care au trădat programul de guvernare sunt foștii colegi din PNL care s-au predat la PSD. Da. Facem o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre discuția dintre Klaus Iohannis și Volodymyr Zelensky și de funeraliile din Iran. Nu plecați nicăieri. Bine ați revenit la cheia zilei. Vă spuneam mai devreme că președintele Klaus Iohannis a avut astăzi o conversație telefonică cu Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei. Președintele Ucrainei plângându-se de problemele pe care le are, respectiv de faptul că situația în Ucraina este destul de grea și că situația de pe front este una din ce în ce mai dificilă, spunea Zelensky. Colegul meu, Costi Soare, a stat cu urechea între Iohannis și Zelensky să audă ce au zis. Bun găsit, Costi, te ascultăm.
Bun găsit tuturor! Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, se află într-o situație disperată și face apeluri disperate către întreaga comunitate internațională pentru că susține în acest moment armata ucraineană nu mai are apărare antiaeriană eficientă. Există acel pachet de peste 60 de miliarde de dolari aprobat de Congresul Statelor Unite ale Americii, dar până în acest moment au ajuns mai puțin de 3 miliarde de dolari în tehnică militară și nu a primit acele sisteme Patriot. Germania a anunțat că va mai trimite unul după ce a trimis deja altele două până în acest moment, dar ar mai avea nevoie armata ucraineană și de alte sisteme pe care, de exemplu, le deține România și pe care chiar președintele Klaus Iohannis le-a promis. Ei bine, discuția a avut loc la telefon. Cu mai multe detalii a venit chiar președintele Zelensky într-o postare pe X, spunând că au discutat despre un nou pachet de ajutor militar în pregătire din partea României. Nu a precizat dacă va fi vorba despre acel sistem Patriot, dar este clar, MAPN nu a fost de acord cu cedarea sistemului care este deja funcțional. Cel mai probabil părți din ceea ce avem deja venit din Statele Unite vor ajunge în Ucraina, însă totul cu acordul CSAT. Da, așa este, Costi, este vorba în special de acea platformă neoperaționalizată, adică care se află în diferite stadii, fie nu are încă personalul, fie încă nu e complet montată. Este vitală să armiza această platformă pentru Ucraina. Ia și critică-l pe Iohannis acum. Păi îl critic, știi de ce? Pentru că aflăm ce a spus Volodymyr Zelensky, știm că se plânge și pe bună dreptate, însă nu știm ce a răspuns Klaus Iohannis. Așa cum nu știm cum a ajutat România Ucraina, deși ne-am dorit să știm. Hai să nu uităm un lucru. La un moment dat, când... Uneori e bine să nu spui dacă te gândești, adică să știi că și nespusul ăsta, cum spui tu, ține de diplomație și ar trebui spus ceva. Știi, în comunicare, no comment, nu există. Păi l-a spus, a comunicat, a zis, domne, l-am asigurat de întreaga susținere a României. Ce înseamnă susținerea României? Iartă-mă, eu ca cetățean, care culmea plătesc taxe și impozite, mă interesează. Nu este limbaj diplomatic ăsta, este limbaj basic. Atât, este limbaj de bază din cărți, punct. Nu din cărțile de diplomație, să știi, întâmplător predau și chestia asta. Deci nu de asta ține. Foarte puțină transparență, dar românii sunt foarte înțelegători. Le reamintesc tuturor autorităților că românii, aceia de rând, au deschis brațele larg atunci când au venit ucrainienii, deci cred că am meritat să știm cam ce anume dăm ucrainienilor, tocmai pentru faptul că ne dorim cu toții să-i ajutăm. Dar nu-mi fac griji că președintele Iohannis nu-l ajută pe Volodymyr Zelensky și asta pentru că la un moment dat îmi amintesc de declarația publică a lui Rareș Bogdan, care spunea foarte clar că în momentul în care se va desecretiza ceea ce a făcut Klaus Iohannis pentru Ucraina, o să vedem că acea poziție de secretar general NATO i s-ar cuveni lui Klaus Iohannis. Eu mă întreb ce a vrut să spună. Păi ce corect? Ce știi tu și noi nu știm? E foarte corect. Ce știi tu și noi nu știm? Pentru că, într-adevăr, România... Păi uite, dar nu trebuie să știi. Poți să deduci lucruri care sunt nesecrete. Păi nu, dar poți să le și deduci. În momentul în care România a fost, până la urmă, placa turnantă prin care s-a dus marea majoritate a nevoilor pentru Ucraina, începând cu mâncare, cu energie, cu tot ce vrei tu. Mâncarea le-a dat-o românii, înțelegi? Oamenii care au deschis casele. Nu noi știm, stai puțin. La lucrurile pe care le-am trimis noi acolo. Nails, știi tu ceva ce nu știm noi? Știi tu ceva ce știe și Rareș Bogdan și noi nu știm? Eu doar spun că vreau mai multă comunicare pe zona asta. Folosește-ți sursele. Să știi că nu pot să spun public ce știu. Da, bine ar fi să aflăm oficial. Încă o dată, părerea mea este că e una din modalitățile în care poți să faci aceste lucruri într-o situație de război, poți să fii extrem de transparent și să povestești totul, sau poți să iei varianta B pe care a ales-o. Sau poți să fii un bun diplomat. Eu nu condamn aceea de a fi secretos. Îți reamintesc că Bogdan Aurescu, înainte să fie demis, a dat un interviu la BBC și l-a făcut reporterul praf.
De ce? Pentru că nu a știut să comunice și pentru că acel no comment a fost în intervalul 20 de minute, cred că de 20 de ori. Aici a fost greșeala lui Aurescu, care ca diplomat de carieră trebuia să știe că nu te duci la un interviu dacă știi foarte bine că singurul lucru despre care poți vorbi e vremea de afară. Atâta lucru trebuia să o știe și Bogdan Aurescu. Aici a fost eroarea lui. Absolut. Atât pe persoană fizică care este. Nu mai avem timp, nu? S-a terminat. Nu, gata. Mai vreau să vă arăt și imaginile din Iran, dar nu mai pot să vi le arăt că s-a terminat emisiunea. Mulțumesc pentru participare. Noi ne revedem mâine la ora 19. Bine, Andreea Hețulescu cu România la Raport. Bun găsit, Andreea! Bun găsit, Nils, bun găsit, doamnelor și domnilor. Două știri extrem de importante și schimbări radicale astăzi s-au produs în România. O să vedeți o a doua linie de metro din România și un al doilea oraș care face asta. De asemenea, avem o altă raportare față de o țară, apropo de intrarea cu buletinul. Și la fel de important, imagini, doamnelor și domnilor, absolut zguduitoare în timpul unui zbor și o aterizare forțată. Un om și-a pierdut viața acolo. Vă arăt imaginile imediat. Cât despre România, vă atenționez aici. Extrem de importantă, să spunem așa, posibilă arestarea premierului și o să vedeți cum joacă președintele României și prin oamenii României în chestiunea asta. Care premier vă dezvălui imediat? Și despre bătaia din Parlament, dacă se mai poate spune ceva, da, o să vă aduc o noutate absolută la ora 20. De ce? Pentru că acolo există o acuzație legată de consumul de droguri. Cum a ajuns acest consum de droguri printre parlamentari, printre primari, că am avut unul ieri care a lovit o mamă la o manifestație din aceasta electorală. Acum primarul se scuze și îi spune, domne, foloseam niște medicamente de gripă. Discutăm și povestea asta și avem și o prognoză reactualizată apropo de ciclonul care lovește România.